Reeșalonarea creditelor reprezintă o nouă păcăleală marca USL, este de părere deputatul Raluca Turcan. Ea a spus într-o conferință de presă că prin anunțarea acestei măsuri PSD a arătat cine conduce în coaliția Uniunii Social-Liberale. Deputatul Raluca Turcan consideră că o astfel de măsură de înjumătățire a ratelor nu are cum să stimuleze consumul, iar PDL solicită retragerea acestei măsuri. La o rată de 600 de lei ar primi o reducere de 100 de lei, însă acești bani vor fi plătiți tot de ei în următorii ani. În plus, vor fi plătite și alte comisioane către bănci, plus costurile legate de birocrația statului și a băncilor. Într-o țară în care aproape 90% din populație nu reușește să acopere cheltuielile lunare din salariu, o măsură prin care se crește perioada de plată a unei rate și adăugarea de noi comisioane bancare nu este o măsură benefică. Raluca Turcan a mai precizat că USL-ul s-a PSD-izat total. Ministrii PNL, membrii în guvernul USL, se pare că oricum nu mai făceau parte din Partidul Național Liberal de mult timp, întrucât USL-ul a PSD-izat total guvernarea. Raluca Turcan susține că primarii PDL din județ și-au manifestat solidaritatea față de PDL și că nu crede că vor părăsi partidul pentru formațiunea Mișcarea Populară. În județul Sibiu sunt 21 de primari PDL. Poziția tuturor primarilor din Partidul Democrat Liberal, membri în BPJ, a fost de mobilizare totală, solidaritate totală în fața USL-ului. Așadar, nu cred că în viitorul apropiat un primar al Partidului Democrat Liberal ar putea fi atras de formațiuni care gravitează în jurul a 2-3% și n-ar rămâne în Partidul Democrat Liberal, care este al doilea partid din România.